Incendiu într-o saună de pe strada Nicolae Dimo din capitală. Două autospeciale ale pompierilor au fost chemate de urgență la fața locului pentru a lupta cu flăcările. Pompierii au avut nevoie de aproape 2 ore pentru a localiza incendiul care risca să se extindă. Totul ar fi pornit de la baia cu aburi care apoi s-a extins și la tavanul din plastic. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă proprietarul saunei va fi nevoit acum să repară cei aproape 15 metri pătrați afectați de incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, numai în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în peste 80 de situații de risc. De la începutul acestui an, în Moldova au fost înregistrate 274 de incendii.